Nedreptatea este cuvântul care s-a auzit cel mai des la reuniunea plenară de la Strasburg. Nedreptatea constă în vetoul Austriei privind aderarea la spațiul Schengen a României și Bulgariei. Europa a intrat într-o criză profundă, spun europarlamentarii români, iar problema care se pune acum este că Austria a încălcat legislația și recomandările europene. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri. Am reformat justiția astfel încât mecanismul de cooperare și verificare să fie ridicat. Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiul Schengen mai sigur. Am reușit să avem sprijinul la 26 din 27 de state membre, totuși Consiliul JAI nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat, Austria. Dezaprobăm poziționarea Austriei, o considerăm nejustificată, este o nedreptate la adresa oamenilor. Cum este posibil să acceptăm ca un guvern unui stat membru să calce în picioare legislația și recomandările europene fără ca noi să acționăm pentru a proteja drepturile cetățenilor noștri care au fost grav afectate de această decizie nedreaptă? Europa unită. Asta e doar o lozincă dacă permitem în continuare ca România și Bulgaria să fie ținute total nejustificat la cozile europene. Să ai România și Bulgaria în afara Schengen, în mijlocul unei crize economice, energetice, cu un război la granițe, e nu doar discriminator, ci și absolut stupid. Daunele pentru instituțiile europene nu sunt doar la nivel de nerespectarea regulilor. Și Europa va pierde din cauza amânării aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, spune asta Comisarul European pentru Afaceri Interne. Die Rumänen beispielsweise haben gegenüber den ukrainischen Flüchtlingen enormes geleistet. Das dritte, ja, es gibt ein Problem mit illegaler Migration. Din 2011 încoace, Parlamentul European a votat 4 rezoluții de susținere pentru aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen și Comisia Europeană a dat recomandări favorabile, dar totul s-a împotmolit într-un carusel de refuzuri politice, spune analistul politic Lucian Dărdală. Era 2011 când Comisia și ulterior Parlamentul au opinat că România satisface criteriile. Mai departe a fost un carusel de refuzuri politice, refuz care sigur se prelungește și acum prin vocea Austriei,